De-a lungul timpului am tot încercat să devin un fotbalist mai bun. Da, nu știu sigur dacă am reușit. Dar astăzi vreau să încerc ceva nou. Sunt aici, acum v-am obișnuit, ca de fiecare dată cu viața mea, Ciprian, antrenorul meu, cel mai bun antrenor din România. Asta dă punctul meu de vedere, ca să nu comenteze lumea. Vreau să învăț cele mai tari scheme, să văd dacă reușesc să le fac. Ce zici, mă, pot sau nu? Păi eu zic că o să poți, pentru că te-am văzut la video cu Ronaldo. Ai niște abilități de învățare incredibile, adică... Aia zic! 10, 23! Hai să începem! Hai! Prima schemă este una simplă din punctul meu de vedere și avem așa bicicleta, dar nu de două ori, de patru ori. De patru ori și după aia în ce parte? Sau e irelevant? Cum vrei tu, cum simți cu adversarul? Ia, du-te în față, ha, ia, să hai! Vedem, ia să vedem, haide, și dăm și de patru ori, da? Un, doi, trei și wow! Haide frate, ce faci? Domn antrenor, ce ați făcut, ați căzut? S-a mișcat prea repede, Teo, aici! Ia! Băi, la tehnică a fost bine, dar... N-am mai făcut sport de la ultimul clip cu fotbal, să nu-i ziceți. Deci noi o să începem de la scheme mai ușoare, la mai grele, după care la foarte grele. Și să vedeți acolo și o să facem, că o să fie și o mică joacă. Rămâneți până acolo, că o să fie top. Bun, a doua schemă, domnul Teo, avem așa. Mergem cu piciorul stâng în fața piciorului drept, vine mingea cu latul și după aceea cu exteriorul. Aha. Și de obicei o să dai crace adversarului în momentul în care faci treaba asta. Deci, mă duc așa, opa. Lat, dai cu latul și până cu exteriorul, tot cu dreptul. Și pa, dai. Cu lat, hop. Gata. Hop. Oh! Bă, încă... Ce doamne, făcut, mă. De fapt, a fost editat, a fost trucat. De fapt, materialul a fost așa. Bă, nu mai truca la montaj acolo. Pune-le la oameni cum a fost de fapt. Lasă-te mai mult pe genunchi, să poți să o prinzi aici. Așa a fost de fapt, să nu mai trucheze. Da, editorii. Da, editorii ne-au văzut că lucrează acolo frumos cu un premier și... Mi-am spart palmele. Am făcut un pic de flotare așa. Ne pregătim pentru a treia. Deja nu mai pot. A treia, domnul Teo. Avem un fel următor. O virguliță, hop. Bum, trebuie să explodăm cu mingea, da? Deci pleci cu exteriorul, fandare și imediat și hop! Da, așa repede asta. Asta, nu știu cum să zic, era acolo. Specialitatea casei. Da. Tăiați aici, da? Următoarea schemă e felul următor, domnul Teo. Conducem puțin mingea, bicicleta, hop, și plecăm, explodăm. Tranțăm un pic pe minge. Hai, o macarena! Popozandu-șeau. Hai! Oh, wow! Bă, dar e prea ușor, trebuie să fie prea ușor pentru Teo. Oh, wow! Alta. Și hai viața mea, haide cu tine, da? Hai, da. Și Oh. M-am entuziasmat un pic. Oricum, bă, nu știu de ce, dar simt că am obosit rău. Ușor creștem nivelul pentru că Teo e prea bun. Să fiți atenți la ultimele cum o să fie. Fără spoilere. Începem cu ceva un pic mai greu față de runda trecută și avem așa. Punem piciorul stâng lângă minge și venim cu dreptul. Mingea trebuie să sară în aer. Repetăm, punem piciorul stâng, nu pe centrul mingii, puțin mai în lateral și venim practic cu călcâiul, dăm mingea pe diagonal și atunci mingea va trebui să sară undeva în zona asta. Uh-huh. Ia să vedem, prima încercare. Nu, vine aici, doar așa, în prima. Măi, Ciprian, aici. Măi, suntem pe filmation. Ăsta pe lateral aici. Da, de aici, Mai arată-mă de aici, că văd. Pui piciorul aici, ăsta vine pe diagonal și piciorul se duce drept aici. Dă-i mai tare călcâiul în ea ca să poată să sară. Așa. Dai cumva pe diagonală. Wow! Aia zic, stai să o stăpânim. Ce-o prins! Frumos. Aia zic. Începem să-l chinuim puțin mai mult, că nu se poate. Next. De-aia fii atent, ia să-ți arăt și o schemă. Ia. Să văd dacă poți să faci. Ia, deci te duci așa și ai prins-o. Opa, stai. Replay. Așa, și? Ok, decision. Opa, varu. De uite. Hop. Se întâmplă ceva acolo. Da, uite așa. Și? Hai încă o dată, mai încearcă, acum ți iese. Bravo, așa, da. Ia, tu poți să faci? Ia să vedem, domnul Teo, ia să vedem aici. Oh, n-a ieșit. I-am dat șacmat. Ia, ce-mi dai? Ce ne mai dai, maestre? Ceva scurt de efect așa. Luăm mingea, o prindem aici, da? Cu aia o aruncăm și o să o prindem aici, așa. E foarte simplu. Deci pare foarte greu, dar e foarte simplu. Ce trebuie să faci? Trebuie să-ți arunci mingea și exact în momentul în care mingea coboară, tu să prinzi cu forța mingei. Să faci aici ca o cupă la ceapă, să-ți faci aici și să amortizezi mingea. Și-o de zis. Trebuie să și țin un pic, nu? Ca da, să... puțin, da. Aici trage ușor, nu trebuie să tragi repede. Aha, gata.
Te-ai lăsat așa, ai grijă să te lași aici. Practic tu ridici mingea drept și te bași cu capul sub minge, exact, acolo, da. Trebuia să te lași un pic mai mult. Doar în sus, în sus, te duci să bași tu capul. Fii atent, nu te opri, când vine mingea, să amortizezi și tu puțin. Dacă nu lovea în cap, acum era. Adică fruntă. Acolo trebuie să fii în poziția aia, da? Ia. Aha, aha. Dar vine în cap, mă. Bă, cât de aproape! Hai, bă, că merge! E bine, bă? Așa, așa, așa. Da, hai să trecem la alea grele, nu să ne chinuim aici. Să nu dați cu ei. Asta e grea pentru mine. Acum avem în felul următor. Ducem în stânga, în dreapta și de aici echipodăm în crochetă, da? Ok. Hop, hop. Ceva de genul? Ceva de genul, dar vreau să vă schimb ala mai bine. Aici pe picior și împingi. Aha. Hop, bum, hop. Invers trebuia prima oară. Sar pe stângul aici. Gata, gata, gata. Acolo pe drept, acolo. Așa. E aici, bam pe stângul. Bam pe dreptul și împingi și tragi piciorul după tine. A mers? Ia încă o dată. Ia, da, mă, dar ce-i picat așa tare. Am băgat un pic de nos, un pic așa. A acționat ca Messi. Messi. Șum. A, la noi cu sub. Am băgat mâine în buzunar, mi-e frig, nu dă altceva. Avem așa, o bicicletă, hop, hop, wow. Aha, nu prea mai făcut, domnul maestru. Bine, hai să vedem, dăm pau, mai de o dată. Nu mai, nu mai, nu mai. Adversarul mod normal nu se coloc ca tine. Adversarul se mișcă. Da, da, adversarul dacă e obosit, tu ești pregătit adversare? Ia, hai, ia. Mamă, dar unde ai te-ai dus așa repede? Mamă, ți-ai intrat în sânge imediat asta, ia să vedem. Mamă! Luați-l pe sintetic, băieți, Teo10U23. Uitați-vă pe Instagram acolo, Teo10U, follow. Cred că avem și un giveaway care merge acum pe Instagram, deci nu o să regretați. Și îl chemați la sintetic. Da, frate, eu vin și păcar, cum s-ar spune. Apele, mingile, dacă aveți nevoie. Acum avem așa, un dribbling care l-a mai făcut și Bane. Dai mingea tare, te duci pe margine pe aici. Trebuie să dai gol la poarta aia mare. Deci, practic, trebuie să dai și să alergi mult. Da, 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 da. Ciprian, o să te uimesc. Ha, și... Aseu ciupegul. Mamă. Cipriane, sună la salvare. Mamă, cât de repede alergi. Cred că de la ghetele astea că scrie, uite, crazy fast. Ce, Doamne, iartă-mă pe mine, mă. Viermi, ce-s ăștia? Ciulin. Și acum e momentul vieții pentru ce v-am tot încălzit. Acum încep schemele grele ale fotbaliștilor celebri. Începem cu... Ronaldo. Ia să vedem. Da, așa că nu începem, că el e prea le-a făcut el prea ușor. Iată. Pentru fiecare schemă pe care o să o faci acum, trebuie să faci câte o provocare. Nu faci, pa la revedere, te duci acasă. Ce provocare, bă? Trebuie să faci, fii atent. 15 flotări, ca să nu fiu rău să zic 20, 15 flotări. 15 flotări, da? Păi e ușor 15. Bravo, bă. Păi, doar 15, dar păi e ușor. Ha, una. Bă, bă. 5, 6, bă, 8, 9. Hai, du-te. Hai-te-o, hai-te-o, hai-te-o. Deci ăla era. Era prea ușor doar 15. Hai că-s ușoare. Acum o să vedeți cel mai faimos dribbling al lui Ronaldo și îl avem în scenă acum pe Cristiano Ronaldo, direct Arabia Saudită. Hai să-l ciupegu. Cum este? Paravo, sotron, se stava, sotron. Ești tu fazendo, mi amor? Yes, yes, yes. Let's see the haideți, scheme. Haideți să vedem. The scheme. The scheme, yes. Yeah, yeah. The scheme is like this. You go like this, 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 this. Deci asta e schema. Yes. E, paravosotros, stau ciupegu, easy. Ce, Doamne iertă, o să mă încurc în ele, bă. O rulare, mă oprești, hop, hop, bum, bum, bam, 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 biciclete. Bam, biciclete, hop, hop. Haide, domnul, și. Da, 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 mișcă picioarele, rapid, rapid. Mamă, cu rapid, da. Wow, 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 prea multe faci, bă. Ei, domn arbitru, mă omoară ăsta. Ia zi, mă, următoarea, haide că m-am încălzit. Deci avem așa, tot cu 15, 15 genuflexiuni cu săritură. Da, da, tot okay. Cu fața acolo. Da, așa vreau. Dar de ce mai faci acum viața? Nimic, 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 hai de drum. Hai de drum. Hai. Ah! Ah!
scăpat. Iese! 6, 7, 10, vine, bă! A scăpat. Gata. De la cine e schema asta acum? Băi, de la Messi. De la Messi? Stai că l-avem Messi. Ia să hai, hai, puțin la, și ia Messi. Pe Messi, da? Deci pe Messi la 19 ani îl chemăm acum, Messi la 19 ani. Îl vedeți acum? Cu părul lui n-am bentiță, dar e ok. Și Messi avea părul lung la 19 ani. Așa lung îl avea mâncația și gura ta. Da. Și o să vedeți acum ce dribling o să facem și ce schemă. Hai, mi-ntră părul în ochi, de-aia avea bentiță. Acum avem o fază faimoasă a lui Messi. Când a driblat tot terenul, a făcut numai scheme din corp. Aici trebuie să faci și tu la fel. Scheme din corp, să păcălești adversarii. Pentru că eu o să fiu în mai multe ipostaze. Tu trebuie să treci neapărat de adversar și aha, să te duci să dai gol. Avem, hop, a plecat. Aici. Bă, și eu nu sunt Messi, știți că eu sunt cumva Ronaldo, eu nu pot să conduc cu stângul, dar fac și eu cu dreptul, cum pot, bine? Următor. Acum pentru următorul vine Maradona direct, nu mai vine Teo. Bine, i-a furat tricoul lui Teo, că l-a uitat acasă pe-al lui. Maradona nu a avut... N-a avut tricou, Dumnezeu să-l ierte, băi. Mare legenda fotbalului, respecte multe. Deci, încercăm să-i faci și noi o schemă. Bun. Deci, dacă trebuie să provocare. Ia fi încăți. Ia atent ce trebuie să faci. Te prinzi de bară de aici, da? O să faci aici 10 cu genunchi, da? Dar stai puțin, nu încep. Ce face cu ăla, mă, mâncava și cura voastră? Da, poți să încep. Păi nu dai tu cum mă mori. Hai. Oh! Mamă, stai! Au! Au! Gata, șeful, gata! Hai, treci acolo! Eu o să fiu în locul tău acolo, o să-ți arunc mingea și aici trebuie să dai o foarfecă. Eu nu dau, că l-am pe Teo aici. Deci foarfecă, da? Foarfecă, da, aici foarfecă. Deci te arunci și cumva ți iei sprijin în stânga. Da. Aici da? Să dai, bam! Maradona făcea de-astea. Da? Aolo, doamne. Mai jos, mai sus, zi. Era bine, dar mi-e frică. Bam! Mamă, mâncați aici gura ta. Bă, a fost bine? A fost bine, da, vedeți. De asta n-am vrut să fac eu. Mamă, mi-a pleznit mâna în mine. Ma, și nici n-am dat gol. Deci n-am dat bine. Păi nu se pune, o să dai gol. Ba. Încă o dată? Încă o dată? Încă o dată? Mi-e frică? Vai, Doamne, Dumnezeule mare. Gol, mă, da. Ma. Nu știu cum a fost, nu știu cum a ieșit. Am prins frică de la prima că m-am lovit rău și mi-a fost frică după aia, nu știu cum a ieșit. E greu. Domnul Maradona, respecte, Dumnezeu să îl ia odinească. Părul ăla e top. Părul ăsta, viețe, notă în comentarii pentru părul ăsta. Și nu uitați, subscribe acolo, mă, viețile mele. Să faci și noi piesa aia cu Smiley. Maradona fiți smiley, ce zic? Și vedeți că Ciprian a lansat acum carte, frate, dacă vreți să deveniți fotbaliști profesioniști, no joke. Are o carte în care vă învață tot felul de experiențe prin care a trecut el și psihic și mental și scheme și mindset și tot. Cum se numește? Vreau să devin fotbalist. Vreau să devin fotbalist, o găsiți în Cărturești și pe Notebooks. Ați auzit? Haide cu următoarea schemă. Ceva special, că tot îți zice lumea ție, Teo, mereu în comentarii că semeni cu Neymar. Bă, dar chiar, bă, vițe, de ce zice toată lumea că semeni cu Neymar? Pentru mine e un compliment, bă, e compliment, gen, dar nu știu ce să zic. Deci Neymar trebuie să vină acum, da? Da, să vină, dar... A, de fapt provocare. Provocarea înainte. Te rog frumos, da? Avem aici ceva. Nu știu să sar coarda. Nu trebuie să sar coarda. Pune-te aici în genuflexiune acolo, jos. Genuflexiune, da? Așa? Până jos, să merg sub piticului acolo. Și nu ai voie să cazi, da? Că să trecem de linia. Deci trebuie să merg în mersul piticului, mă? Da, până la linia acolo. Eu o să te trag. Până la cealaltă linie? Da. Am. Ok. Tu nu trebuie să cazi, da? Hai. Ia ce viteză are. Bă, stai, mă! Trebuie să nu cazi, atenție. Păi, mă, e bratoare, bă! Lasă, hai, vino cu. Tu ce-a crezut exact lângă linie, a trecut. Asta n-am mai văzut aici, nebun, la casă mă trage în mersul piticului. Pentru că avem un Neymar de buget, avem și un tricou de buget, că nu s-a putut altfel. Avem numărul 10 aici pe spate, creația proprie a domnului Mihai din spatele camerei. Ce mă vezi viața mea azi. La ce Neymar a... cumva știi cum e, că semănăm e... Băi, dar îți dau cea mai grea preluare pe care a putut-o. Că îți dau eu pasă lungă și el a făcut preluarea așa, în aer. În aer și opresc. A venit aici, a oprit și a pus-o jos. Ma. Și trebuie să stăm la distanță, gen. Da, la distanță. Mamă, mâncați aici, curat. Ok. Tá?
A fost bine? Bă, a fost bine? Cred că a fost bine, bă, să oftică. Cred că a fost bine. Bine de tot, bravo. Ai dat tot un prost. Ah, am înțeles, am scăt. Ia-te-o, ia. A fost în noroc cu începătorului, să zic așa. Eu acum mă dau că nu mai știu, ca să nu se supere iar Ciprian. A, da, 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 da. Hai mă, hai, uite, fac acum. Hai. Ia uite, perfect. Băi, lasă-mi mine, bă. Bă, cum ai? Tu trebuie să te pui ultima, ha? Controlabilă, dar nu exact ca prima. Prima... Mi-a ieșit, mi-a ieșit. Paradu Dubai lau, Dubai lau, bailando fofozau. Ai văzut? Cât mai avem? Mai avem. Mergem la următorul. Mateu, poți să păstrezi tricou pentru că o să vină cineva, dar trebuie să mai adaug ceva. Ha, du-te și adaugă și vin apoi. Un pic de liniște, băieți, că trebuie să vină Ronaldinho. Ia vedeți, se aude ceva. Ronaldinho, tu ești? Eu sunt! Am auzit că e un fan de-al meu mare aici în România, Bogdan IBM. Da, 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 da. E fanul meu. Am venit să-l salut. Da, da, țin minte, da. Am făcut poză cu tine undeva. În aeroport, Dubai. În aeroport. Dubai, da. Nu? Da, 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 da. Țin, da. Eu nu uit, nu mi-i fanii. Nu? Nu. Bun, Ronaldinho, dar nu trecem direct, nu, face și aici o provocare. Fii atent, Ronaldinho e celebru și pentru că a dat în bară de 4 ori consecutiv. Dar Teo, tu o să dai de la o distanță mai mare doar o bară. Uite, fii atent, vină cu aici. Te-ai dus la 16 metri. Mamă. Poți să dai procolul, nu? Nu m-a luat cu peste picior, ai uitat cine sunt? Ronaldinho. Cum ar să dau din prima? Dacă dau din prima, ce faci? Se abonează toată lumea care se uită acum la video. Fără mișto, viețele, facem așa? Dacă din prima, da, din prima, da? Ia. Ah, n-a fost rău. N-ai dar rău. A, ei, am ratat subscribe-ul, dar ce să facem, vieții? Nu pot să le ai pe toate în viața asta. Dacă dau din a doua, vieții, nu mai... Îmi dați și mie un like acolo. Haide, mă. Băi, oare post? Am putere să dau de aici, am mâncat aici durat. Mamă, cât de aproape! Bă, n-am forță să dau, mi-e rușine. Hai măcar de aici. Hai de aici, da. Eu n-am forță să dau de acolo, până acolo, cu coații ăștia transversale. Și Doamne iartă-mă, mi-e și rușine să mă dau Ronaldinho aici. Odată eram și eu, bă. Da, mă, dau, dacă dai din prima, acum se abonează toată lumea. Apreciază faptul că ești sincer cu ei. Și acum dacă dai din prima... Mie mi-e rușine să le cer. N-am avut forță să dau de acolo, mi-e rușine. Aici e prea, bă, eu de fapt aveam forță, dar nu dădeam bine. Ia dă-o mă încoa, ia dă-o mă încoa, ce Doamne. Bă, o camera. Dețile mele, capul. Ah! Bine! Este, mă! A atins, a ciupit un pic, vă jur că nu mint, vă jur. Poți să mergi în serios cu peruca asta? Ia zi, mă, schema la Ronaldo acum. La Ronaldinho. La Ronaldinho? Hai, că după ce ai trecut de asta te-ai chinuit, fiți atenți aici. Are Teo de făcut. Are Teo de făcut. Ce, mă? Nu, dă puțin aici. Deci, aici. Hop, hop. Bă! Nici la maestru n-ai ieșit așa cum trebuie, să-mi fac puțin. La maestru Ronaldinho, aici, asta este. Deci avem aici rulare, pui piciorul aici, oprești mingea, ba, da? Ba, deci rulare, gata. Oprești mingea în față. Aha. Oprești aici, de unde poți să faci dreptul și aici ridici mingea. Ia, hai să încerc. Nu, asta nu știu dacă iese, dar încercăm. Aha, băi, s-ar putea să iasă? S-ar putea să iasă. Ia vezi, da, prins-o-te-o, prins-o-te-o, da, ai mișcare, acum trebuie să o și ridici. Aha, hai că se poate. Așa. Aha. Ok. Ronaldinho. Wow, nu vine să cred, bă! Și fii atent, transversală! Era, am vrut prea mult. Top, este, bă, mi-a ieșit, nu-mi vine să cred că ești asta. L-am bifat și Ronaldinho. Este, bă. Deci am crezut că cu asta l-am închid, gata. Maa! Ce păr am în cap? Ești ale? Neymar 2. Mă mai iubești? Bă. Am plecat. Hai la ultima schemă. Oh! Ia zi, domnul antrenor.
Next! La tine, la tine mai greu un pic. Mai împins aici unui corect, mă, Teo. S-a dus talentul la Teo. Vezi că ești prea bun antrenor, că maestru. Se duce toată energia se duce la tine. Lasă că am fost și eu maestru, știu despre ce vorbim. Deci, acum, râdem, glumim, dar trebuie să facem ceva, că aha, nu mai se poate. La ultimul, acum, avem provocarea următoare. De aici de unde suntem noi în momentul de față, unde ne aflăm, trebuie să te duci până la manechin să îl atingi, da, cu cea mai mare viteză. Ai 20 de secunde să te duci să te întorci, da? Da. Deci putem să te pregătești să dăm startul acum, da? Ok, da, da, da. Sub cronometru aici, 20 de secunde, da? 3, 2, 1 și... Ce faci, mă? Hai, timpul trece, timpul trece. Păi încă? Da, 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 dai drumul, dai drumul, dai drumul, Teo, hai, Teo! Păi, te roate! Ia-te, ia-te, ia-te timpul, haide! Încă 3, 2... Ah, la o secundă a scăpat. Uite, astea-mi faci, mă? Aia era schelat. Păi, te bată. Ba, ba, ba. Oh! Uhu! Ia zi, cine acum? Îl invităm pe cine? Haaland! Domnul Haaland! Du-te acolo și vino Haaland, înapoi aici pe teren. Haaland, hai repede aici! Gata? Haaland de buget, vă dați seama, da? Cum s-a putut fi? Ăsta ce face? Ăsta aleargă tare și împinge lumea. Da. Iată, pentru asta m-am pregătit așa. Să te pun în felul următor. De la jumătate trebuie să alegi tare cu mingea la picior. Trebuie să-l dărâm pe Costel care stă acolo. Și challenge-ul final o să fiu, te aștept la 16 metri. Dacă vei reuși să mă dobor și pe mine, reușești să câștigi challenge-ul total. Ok. Da? Păi ce, nu poate Haaland? Nu, stai că ăsta era Naruto. Vezi că alergă așa. Uite așa. Uite așa. Genunchii sus. Sper că v-a plăcut clipul ăsta. Sper că v-am atins zâmbețel. Nu uitați de like, share, subscribe, vă iubesc. Aveți grijă de voi și nu uitați că în viață puteți să realizați tot ce vă propuneți. Ne pup viața aia, mersi mult de tot. Forță. Subscribe aici la Improv Football. Vă iubi, pa.